29 ianuarie, începând cu ora 17, s-a desfășurat prima ședință ordinară a Consiliului Local Municipal Medgidia din acest an. Pe ordinea de zi au fost incluse 9 proiecte de hotărâre, toate fiind aprobate în cadrul întâlnirii. Consilierii locali medgidieni au aprobat mai întâi finanțarea pentru un număr de 90 de asistenți personali și aproximativ 170 de indemnizații pentru persoanele cu handicap grav din municipiu. Al doilea proiect de hotărâre dezbătut aseară a adus în prim plan beneficiarii de ajutor social în anul 2015, conform legii numărul 416 pe 2001. Aceștia vor presta acțiuni de întreținere a curățeniei în municipiu, fără ca acestea să se suprapună cu acțiunile de curățenie prestate de compania specializată contractată. Ieri s-a aprobat și proiectul ce are ca scop reducerea consumului de energie pentru încălzirea blocurilor de locuințe pentru a fi micșorate costurile de întreținere. De asemenea, consilierii au votat pozitiv pentru cumpărarea unui teren intravilan la prețul de 5.500 de lei și a unui bun imobil teren situat în intravilanul municipiului în suprafață de 80 de metri pătrați. Proiectele care au asigură dezvoltarea orașului, în al doilea rând cele care asigură practic modul în care activitatea celor de la asistență socială se va desfășura în acest an și vorbim aici și de asistențe personale, persoanelor cu handicap, dar vorbim și de cei care au ajutoare sociale. O ședință ca toate celelalte aprobată cu discuții de final care trebuie lămurite. Unele lucruri ce au fost ridicate de consilieri la punctul de diverse se vor lămuri în perioada următoare, prin expertiză, prin rapoarte și prin tot ceea ce este necesar, astfel încât lucrurile să fie cât mai limpezi. Inițial am avut 13 puncte pe ordine. Bugetele și respectiv alocarea banilor pentru norma de hrană de la poliție sunt puncte ce vor fi discutate în ședința următoare a Consiliului Local, având în vedere necesitatea dezbaterii publice a acestor documente. De 5 vom avea dezbaterea publică la orele 15 la Casa de Cultură Ine Roman și apoi pe data de 12 ședința Consiliului Local privitoare la buget. Cine vrea să vină să audă cum se vor cheltui banii anul acesta? Toți cei care doresc sunt invitați la Casa de Cultură Ine Roman data de 5 la o dezbatere publică privitoare la bugetele, bugetul local, bugetul de dezvoltare, bugetul spitalului și respectiv bugetul societății Apollo. Dacă toate cele 9 proiecte de hotărâre de pe ordinea de zi au fost aprobate într-un timp relativ scurt, capitolul diverse a stârnit cele mai multe și a aprinse discuții. Printre subiectele atinse s-a numărat situația actuală a cinematografului Dobrogea din municipiu, care a fost transformat în centru comercial. Mai mulți cetățeni au înaintat sesizări cu privire la destinația imobilului, iar municipalitatea a inițiat o serie de demersuri pentru a lămuri situația cinematografului și caută soluții pentru ca acesta să-și reia funcționalitatea. Pentru faptul că prima sesizare primită a fost în perioada în care domnul primar era plecat în concediu și am fost nevoită să acționez în cunoștință de cauză, am trimis corpul de control, au făcut verificările. Într-adevăr, construcția este o construcție ilegală în interiorul cinematografului. Acesta este primul lucru care l-am constatat, pentru că nu are autorizație de construire. Mai sunt și lucruri, sau mă rog, contracte de natură juridică care se analizează de juriști, dar cu siguranță nu vom permite ca acest cinematograf, care totuși este un bun de patrimoniu al orașului, să fie folosit de societăți în alte scopuri decât destinația pentru care el a fost construit cu ani în urmă. Cel puțin eu vreau, din punctul meu de vedere, cel care am inițiat aceste demersuri, să asigur că nu voi permite acest lucru și voi sesiza toate instanțele dacă va fi nevoie și dacă nu se va ajunge pe calea amiabilă să revină la forma la care era prevăzută de lege. Era prevăzut de lege să funcționeze acest spațiu. Trebuie să respectăm totuși demersurile pe care le-a anunțat domnul primar pentru a nu fi acuzați că facem abuz în funcție sau alte lucruri. Că știți că de fiecare dată când vrei să faci un lucru bun, te poți trezi și cu astfel de situații din partea celui care de fapt încalcă legea. Am înțeles. Să spunem că se va rezolva problema, cei care sunt abuzivi acolo nu vor mai fi. Ce se va alege până la urmă de cinematograf? Situație foarte încălcită. Unde va fi ce? Vom avea până la urmă un cinematograf? Își va relua, de fapt, activitatea de bază? Noi sperăm că da. Așteptăm adresa din partea regiei de cinematografie și film.
după care, oricum, demersurile au fost începute, după care vom încerca să facem și alte demersuri, dacă va fi nevoie, să aducem această clădire în faza în care, în stadiul în care a fost, pentru stadiul în care a fost construită, pentru nevoia pentru care a fost construită. Să-și ia funcționalitatea, iar cei care au încălcat legea să plătească acest lucru, pentru acest lucru. Ultimele două proiecte aprobate ieri seară de consilierii locali megidieni au făcut referire la repartizarea unor locuințe situate în blocuri ANL și la act adițional la contractele de închiriere pentru unitățile locative situate în blocurile MS5 și MS6.